Bun găsit, dragilor, urmează sport și sănătate. Alături de mine, Mihaela Mateoiu. Vă spunem de fapt bine v-am găsit. Bună ziua și bine te-am găsit, dragă. Bună, bine ați revenit. Am hotărât să vorbim astăzi despre mesele din afara casei. Cu siguranță vă confruntați cu asemenea situații, poate de multe ori nu le luați în seamă pentru că este de fapt o rutină. A devenit deja o rutină să mâncăm atunci când simțim nevoia, atunci când nu este poftă. Ce înseamnă de fapt mesele în afara casei, ca să explicăm de la început chiar și tema? Mesele în afara casei, adică ce când mâncăm în afara casei, logic. Atunci când suntem la birou, când se mâncă, când suntem oriunde, dar nu la masă. La picnic, da, mai ales că acum a venit și sezonul, a venit căldura, în vacanță, la petreceri, la nunți, la birou și acolo, da? Cu copii în parc și acolo avem provocări, da? Foarte multe tentații. Da, peste tot. Oriunde mergi, că ai plecat cu o treabă undeva în alt oraș. Tot în afara casei este și acolo ai provocări. Cum să facem atunci, astfel încât aceste mese din afara casei să fie sănătoase sau e mai bine să le evităm? Nu putem să le evităm, pentru că burtica cere de mâncare, da? Ce trebuie să avem noi câteva reguli și eu v-aș recomanda chiar să vă luați o foiță și un pic sănătoase. Prima dată, când plecăm de acasă, nu plecăm nemâncați. Da, că avem tendința să mâncăm orice, ne pică la îndemână, cum știți, scade glicemia și nu se face foame, mai ales când treci pe lângă un restaurant sau pe lângă o confiturie, mirosul acela așa te atrage și tentația este să mănânci. Deci prima dată mâncăm acasă. Indiferent de ora la care plecăm de acasă, chiar dacă este prea de dimineață? Prea de dimineață. Nu este prea de dimineață. Niciodată nu e prea de dimineață. Cum am vorbit și la importanța micului dejun, simt că noi trebuie să mâncăm prima jumătate de oră când ne trezim. Da? Plecăm de acasă la drum și noi nu știm când ne mai întoarcem și de aceea noi trebuie să mâncăm. Și dacă pleci, hai să dau așa un exemplu, ai o treabă la pite, să zicem, de aici, de la Câmpul Lung, tu trebuie să ai în geantă ceva de mâncare ca să nu fii tentat să mănânci altceva, da? Ceva sănătos. Niște semințe sănătoase, naturale, niște fructe, o sticluță cu apă, care este indispensabilă, da. Și uite, așa pot să-mi asigur să nu am tendința de a ronțăi un covric sau știu ce mai pică la îndemână după mirosuri. Dar sunt foarte multe persoane și mă număr printre aceste persoane care tocmai acest lucru de multe ori îl aștept atunci când plec de acasă să îmi ofer un mic răspăț culinar. Plec de acasă și eu știu că acolo în oraș unde mă duc sau în zona unde merg sunt niște gogoși delicioase sau covrigi foarte buni sau orice altceva, fiecare după pofta lui. Și de cele mai multe ori, da, chiar dincolo de problemele pe care le avem de rezolvat acolo, abia așteptăm să ne oferim acest mic răspăț culinar. Păi ne setăm, da? Dacă știu că mâine merg, îmi mănânc micul dejun echilibrat pe care l-am nevoie. Și eu am un scop al meu, să mă mențin, să slăbesc, să cresc cu masă musculară. Pot să fac și o zi așa de plișare, cum se spune, și mi calculez. Da? Dacă eu am multe, vreau să mănânc cu boșica aceea care eu știu că nu este sănătoasă, dar îmi fac o poftă a copilării, îmi calculez în ziua respectivă numărul de kilocalorii și este ok. Și să nu fie regulă. Da, să nu fie regulă, poftă în fiecare zi. Da, să nu devină regulă. Deci asta a fost cu plecarea la drum. În altă parte, unde? La un răsfăț culinar, să spunem că ieșim în oraș cu familia, da? La o terasă. Și eu am învățat care este echilibrul în farfurie. Și eu trebuie să am echilibrul acesta în fiecare zi, oriunde mă duc. Și la terasă mi-au echilibrat. După cum vedeți, acum a apărut un stil de viață sănătos, a apărut tot felul de restaurante care oferă meniuri pe gustul fiecarei persoane. Și eu mă regăsesc acolo, da? Eu fiind vegană, eu mănânc ce îmi place mie. Așa și tu, da? Mergi acolo și dacă ai învățat farfuria echilibrată, hai să echilibrezi farfuria, cum a învățat Mihaela. Chiar dacă avem trișări, vreau să mănânc o pizza. Am varianta de o pizza mai sănătoasă decât cea mai nesănătoasă, nu? Sau, să fim sunt persoane, da, sunt persoane cărora le place kebabul acela. Da, este ok, poți să mănânci, dar să elimini maioneza și castrofii din el. Nu e nicio problemă că ți-ai făcut o poftă când ai ieșit la drum.
trebuie să avem grijă și să nu uităm scopul. Unii vor să pună câteva kilograme dacă au nevoie, alții vor să se mențină sau alții vor să scape de câteva kilograme. Fiecare exact. După dorința lui. Da. Altă, unde mai ieșim? La nuntă. Da? Înainte de a pleca la nuntă, știi că ai nuntă în ziua respectivă, îți faci un plan. Nu mâncăm toată ziua pentru că trebuie să ne încape, să ne încape rochia. Haideți că știm, toate facem așa, nu? Nu este ok. Da? Nu este ok? Deci, important este ca în ziua respectivă să avem un echilibru toată ziua, să fie un subcaloric, da? Și când plecăm la masă, să mâncăm. Să nu ai tendința de a mânca toată mâncarea de la nuntă din farfurie. Deci trebuie să ne ducem cumva deja sătul. Așa, și acolo să alegi ce este mai echilibrat, da? Învățând din cele 12 teme, noi știm cum să organizăm și acolo farfuria. Și dacă este ceva care face foarte tare cu ochiul, ce facem toată seara? Jucăm! Sar de caloriile, da? Care da. Nu sunt și trebuie okay. să nu uităm că totuși a mâncat seara, pentru că de obicei aceste evenimente, că este o nuntă, botez sau orice altă petrecere, toate aceste evenimente au loc seara și nu este recomandat, nu este prea sănătos să aglomerăm stomacul la orele târzii ale zilei. Haideți să nu spunem neapărat după ora 18 sau după anumite ore. Mai ales că petrecerea se întinde până spre dimineață și nu cred că e ok să mâncăm la 1-2 noaptea. Dar cum să renunț eu la tort? Dar joci! Da, joci! Da, este adevărat, dar totuși, poate să renunț la felia mea de tort pe care l-aștept cu mare bucurie. Este poți punctul guști, foarte. Da, nicio problemă, poți să guști. Și oricum, la nunți, la petreceri nu se taie o felie chiar așa de mare. Prea consistent, așa este. De gust. Dar formându-le un stil de viață sănătos și având un echilibru, știu ce înseamnă și gustatul. Rămânem doar cu mirosul, așa spunea cineva, doar mirosim, savurăm cu privirea și ne săturăm și ne bucurăm de ceea ce am văzut. Am stabilit ce facem și la evenimente, ce facem cu picnicul. Pentru că de aceea mergem la picnic să încingem grătarul și să punem pe el de toate. Da, e ok, de toate. Tot așa, ține de echilibru. Dacă mergi la picnic, tu îți stabilești lista. Deci prima dată trebuie să ai lista. Ce mănânc eu dacă am un echilibru în farfuria mea? Asta mi le iau cu mine la picnic. Da? Sau sunt, uite cum au plecat acum de așa de soare, să spunem așa, au plecat la în vizită. Și se opresc pe acolo și acolo se găsesc ce să mănânce acolo, o cărniță sănătoasă și niște salată în față. Nu și putem pune pregătar și niște ciuperci, este recomandat să facem un mix de legume pe grătar, alături de cărnița pe care vrem să o savurăm. Da, cum să nu? Ce facem cu lichidele pe care le consumăm, pentru că la o felie de, eu știu, de vită, de porc, o friptură bine făcută la grătar, un mic, merge și o bere. Asta este... Deja creștem. Creștem caloriile. Numărul. Da, este la preferința fiecarei persoane și cum am spus și de scop, da, dar să nu facă un obicei în fiecare zi. Da, într-adevăr, oricum nu cred că ne permitem picnicuri în fiecare zi, ci doar mesele în afara casei, gen micile gustări pe care le permitem la birou, pentru că se întâmplă ca la birou să nu ne luăm pachetele de acasă. Ce am putea să ne luăm, de exemplu, ca să evităm covrigii, cocoșelele, sandvișurile și alte asemenea preparate? Deci eu recomand pregătirea acasă. Și ce da, putem lua? Orice, da, ce ai bucărniță, un sandviș cu... pâine neagră, cu cărniță, cu salată, cu ce vrei tu. Și la caserolă, de ce nu? Ce să mai luăm noi? Alune, caju, migdale, dar trebuie mâncate în cantitatea mică, pentru că am da, și probabil fructe, că și în fiecare da, zi... Da, și apă plată. Apă plată, avem, evident. La noi sunt ușor de mâncat, nu avem nicio problemă. Dar... învățăm... Dacă totuși greșim, sau cu bună sau fără bună știință, da? Consumăm asemenea gustarele pe o perioadă mai mică sau mai lungă de timp. Ce facem după aceea ca să recuperăm, ca să revenim la stilul nostru de viață? Păi ne întoarcem la starea wellness, nu starea de bine. Îți amintești care este scopul tău? Îți iei propriile forțe, putere, da? Îți iei în răspundere și ne apucăm de treabă. Și în cât timp se revine? Dacă am făcut abuz, să zicem, am fost în concediu o săptămână, ne-am făcut de cap și ne-am răsfățat și n-am mai făcut mișcare și am mâncat atunci când am poftit, indiferent de oră și indiferent ce. Într-o lună. Într-o lună recuperăm o săptămână de răsfăț. Doamne. Dacă tu te răsfăți, da, și sunt cazuri în care persoanele pun chiar 4 kg într-o săptămână și recomandat este să le dai jos într-o lună. Acum depinde și de metabolism.
Da, erau persoane de fine, da, care au fost la mare, au mai trișat, dar ce au făcut? Au luat în considerare că mișcarea arde calorii și nu a stat deloc. S-au plimbat pe faleză și eu am venit chiar pe minus. Atunci să înțeleg că dacă ne permitem aceste mici răsfățuri culinare, trebuie să facem și mișcare. Mișcarea ajută, ca să ajută ne menținem. Da, dacă tu ești, haideți să o luăm logic. Dacă tu ai un număr de calorii 1200 consum și tu i-ai dat 2000, ce s-a întâmplat cu surplusul? S-a adăugat, da? S-a așezat, cum zicem noi. Dar dacă tu alea 800 te duci și le plimbi, le alergi, le arzi și nu se mai așează. În nodi sau dansezi? Da, dans în nodi, plimbare, mers cu bicicletă, ce ai acolo, jogging, indiferent ce ai face, trebuie să le arzi. Ești conștient, trebuie să fii conștient de lucru că tu ai un surplus de kilocalorii și ca să nu dea a doua zi pe cântar mai mult, le ardem. Ce face această greutate în plus? Dă stare de oboseală, de somnolență. La ce ne face rău până la urmă? La sănătate, la tot. Ca să înțelegem aici despre ce vorbim. Dacă depășim aceste mese pe care noi ar trebui să le calculăm, care este rezultatul negativ la care ar trebui să ne așteptăm? Kilograme pe plus, sănătate, probleme de sănătate în primul rând. Dureri articulare de spate, dereglări hormonale, colesterol, trigliceride, că știi și eu despre ce este vorba și mai bine, haide să avem grijă să nu avem un surplus mare de greutate ca să nu ajungem la domnul doctor, să spun așa. Și pentru că am vorbit de mâncare destul, haideți să facem și mișcare, tocmai pentru a vă arăta cum se combină cele două. O las pe Mihaela, desigur, să vă arate, nu? Poți să mai adaug un pic la mesele în afara casei, poți să nu fiți tentați de mesele stil buffet. Și acolo, acolo sunt tentații, da, foarte mari, de exemplu că să vină cu concediile și vacanțele la All Inclusive. Ele sunt foarte tentante de culoare, de gust, de miros, deci cum arată. Dar întotdeauna, cum am spus, trebuie să plec cu scopul meu și în vacanță și în concediu și să-mi aleg ce este sănătos și ceea ce corespunde farfuriei corecte de acolo, de la exact, vitrină, nu? Pe, la un bufet găsim mai ales salată, mai ales foarte multe legume. Asta nu înseamnă că trebuie să mâncăm doar salată și legume, dar trebuie să avem în farfuria noastră, așa cum spuneai și tu, Mihaela, câte puțin din fiecare. Da, și să nu facem abuz în fiecare zi. Sau să facem abuz de mișcare în fiecare zi. Mai bine așa. Cred că nici acolo n-ar fi recomandat, pentru că vom avea de suferit dacă facem un sport mai mult decât rezistă organismul nostru. Nu facem, chiar nu facem. Noi spunem că facem, dar nu facem. Da, da. Dacă facem 20 de minute pe zi. Haideți să vedem cât putem face astăzi, cât rezistăm și la ce ne mai supune Mihaela. Trecem pe partea de mișcare, pregătiți-vă costumația respectivă și vedem ce ne mai trebuie. Ce ne mai trebuie astăzi ca să facem sport? Atitudine pozitivă. Și chef, chef de mișcare. Să trecem la sport. Bună, dragilor, astăzi vom face mișcare împreună ca de obicei și vă aștept cu mare drag să ne relaxăm puțin, da? Astăzi voi lucra picioarele. Facem picioare frumoase, dar prima dată începem cu încălzirea și să începem. Mâinile ușor, rotim ușor, gâtul, fără să închidem ochii, invers și lateral, dreapta stânga. Te vă recomand dimineața când vă treziți să faceți așa încălzirea culoanei. Față-spate. Bravo! Încălzim unghii. Spate.
și pulsăm. Față, spate. Încălzim coatele. Invers. Da, vă încălziți și voi cu mine, da? Hai că vă văd! Bravo, rămânem aici și schimbăm. Dreapta, stânga. Și rămân și așa. La un moment dat o să ne doară brațele. Super, sus și jos. În spate, unim din palmele și tragem de umeri. Cât de tare putem. Vă recomand și când stați la birou să faceți lucrul ăsta, din ori în ori. Ok, hai să încălzim și intercostalii. Coloana. Inspir, expir. Zâmbim! Așa, rotim ușor. Invers. Încălzim coapsa. Desfacem ușor și revenim. Depărtăm, da? Încălzim și glezna și apoi punem la treabă să muncească. Este foarte importantă mișcarea în fiecare zi. La nivelul umerilor, fundul spate și revenim, da? Hai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Așa, acum depărtăm mai mult picioarele la nivelul ăsta, coborăm în genul flexiune și lovim cu dreptul, apoi cobor și cu stânga. Da? Hai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Hai să zici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deja a început să se simtă cum lucrează picioarele, da? Și avem fandare acum. Fandare în față și schimb, dreptul și stângul, da? Hai! 1, 2, facem câte 20 că obosim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respirăm așa câteva secunde. Să pregătim următoarea exerciție. Așa. Și avem așa. Ne ducem la dreapta și când revin ridic. Da? Hai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbă în celălalt picior, da? Mă duc pe el. Da? Și apoi ridic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelent! Îl lăsăm puțin și pregătim următorul exercițiu. Acum așa, depărtez picioarele și când mă ridic, schimb direcția picioarelor, da? Apoi sunt în față și apoi duc lateral. Hai! 1, 2, 3, 4, 6, stai pentru celălalt, 6, 8, 9, 10 și încă una, 1, 2, 3, arde, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și pauză de hidratare. Am revenit, ne-am și hidratat, este foarte importantă hidratarea în timpul antrenamentului, 2-3 gurițe, așa numai. Să continuăm și o să facem tot niște fandări, dar de data aceasta cu piciorul în spate și la duc în față, da? Hai să pornim cu stângul. 1 și apoi dreptul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, încă o tură, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, excelent, o dimensiune. Avem așa, ridicăm braț și picior, da? Hai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelent! Acum așa, mă duc în dreapta
apoi în stânga. Da? Fac o plecăciune. Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai. 1, 2, 3, 4, inspire, expire, 5, 6, 7, 8, 9, 10, excelent, inspire, expire, și am așa, depărtez picioarele și mă duc brațul și piciorul opus, da? Hai, un 2 și ușor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, da? Și pregătim celălalt exercițiu și avem așa. Pas în față, dreapta, stânga, cobor și mă duc înapoi. Da? Hai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În loc, ne odihnim puțin. Inspir, expir. Da, da, în piept și da, afară. Ok, și acum puțin pe loc. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Și am așa. Mâinile în șol, depărtez picioarele și apropii. Da? Dar prin săritură. Hai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arde, 8, 9, 10. Excelent. Inspir, expir. Și mai facem un exercițiu, un pic mai intens. Și apoi ne relaxăm. Și am doi într-un, da? Genul. Și panda. Da? Dreapta și apoi stânga. Hai. Genul. Panda. Genul. Panda. Doi. 3, arde, 4, 5, hai că poți, 6, 7, face doar loc și bravo! Te lasăm ușor picioarele, inspiri, expiri. Facem relaxare. Ține bine brațele. Sus. Da? Bătei în oara, dovadă că am muncit mult. Jos ușor. Și invers.
ducem ușor brațele în spate, întindem și în față. Luăm brațul, întindem ușor, relaxăm umărul. Ducem la omoplat, tragem ușor de cot, ducem jos în podea, în sus și venim cu celălalt umăr. Braț, relaxăm. Sus, spatele drept, jos, sus. Vă așteptăm alături de noi, facem mișcare împreună, e mai funny, mai distractiv, mai spunem o glumă, trece timpul, altfel. Super, relaxăm ușor și picioarele, că le-am muncit. Tragem ușor de vârf dacă ajungi. Bravo! Mă ridic ușor, partea umeri, inspir, expir și ne aplaudăm!